Felix Tătaru a precizat că nu multe județe din țară au o frumusețe ca cea a Gorjului. Întâlnirea cu reprezentanți din tot județul și din zona de primari și administrație și antreprenori, tineri, am văzut o stare de spirit și mi-a plăcut foarte tare. Și ce văd și am simțit comparativ cu alte locuri în care am fost, am văzut un mare drag de Gorj, ceea ce e foarte important. Chiar le spuneam că nu-i puțin lucru și am avut experiențe în alte județe în care oamenii nu sunt conectați cu județul. Nu există un patriotism local în multe locuri, în sensul în care prima dată te conectezi mai mult cu orașul sau localitatea din care ești. Secundar cu județul și probabil regiunea mai contează destul de mult, unde un patriotism, zicem, în cazul ăsta oltenesc sau moldovenesc și așa mai departe. Dar aici am văzut sau și am simțit și am și verificat în discuții că există o mare conectare cu ceea ce înseamnă Gorj ca și fenomen. Conștientizat sau nu, e drept că vine cineva din exterior care acum are privilegiul de a vedea pădurea, știi? Da, da, da. Și când ieși între copaci, s-ar putea să nu vezi niște lucruri. Și noi avem, na, ca și consultanți, acest privilegiu de a vedea niște lucruri din exterior, de a ne bucura de ele. Cred că e o concentrare de frumusețe ca în județul Gorj, nu multe județe din România pot spune că au. Felix Tătaru a mai spus și că este datoria celor care conduc județul să pună în valoare tot ceea ce oferă Gorjul, începând de la operele lui Brâncuș și până la parcurile naturale. E sigur, e datoria celor care puteți să mișcați ceva, să le puneți în valoare și să fie cunoscute, apreciate, întreținute, să faci un fel de ambasadoriat pentru ele, pentru că dacă tu însuți aici, care ești, să zicem, moștenitorul atâtor lucruri frumoase, Brâncuș și nu numai, nu, da? Numai și Brâncuș, Vladimirescu, Vladimirescu și așa, mulți oameni care vin de aici. E clar că locul ăsta a dat țării și lumii niște oameni extraordinari și nu poți să nu vezi asta și nu poți să nu folosești asta și să nu te conectezi la acest lucru. Că, în definitiv, cred că nu, am văzut că toată țara și Gorjul este atins de plecările tinerilor, de popular. O stare, da, de un declin demografic și așa mai departe. Ce faci? Să oprești asta, să creezi lucrurile astfel încât să creezi o perspectivă și să dai un sens de, nu știu, cu răspuns la întrebarea, domnule, ce caut eu aici? Care e rostul meu în viață? Felix Tătaru s-a aflat în județul Gorj pentru câteva zile. El s-a întâlnit cu liderii PNL Gorj, cu primarii din județ, dar și cu reprezentanți ai ONG-urilor din județul Gorj.